Vreau să vă spun că din start, că nici eu, nici Consiliul Local, nici cetățenii din Dumbrăvița nu-și doresc o descărcare de pe autostradă, ceea ce nu se va întâmpla. Noi ne dorim doar o fluidizare a circulației și consider că prin acele 4 benzi vom reuși să facem treaba asta. Dacă ne uităm, Dumbrăvița este foarte aglomerată, s-a construit foarte mult, s-au dublat numărul de locuitori din 2011 până acum, s-au dublat, s-au triplat numărul de mașini, deci problema este la noi în Dumbrăvița, nu descărcarea de pe autostradă, că în zilele de weekend circulă doar cei care vin de pe autostradă și atunci traficul este normal. Dar în zilele lucrătoare, în orele de vârf, atunci e dezastru. Acel proiect, în final, s-a aprobat așa cum am dorit noi, cu sensuri giratorii, cu limitare de viteze, cu acele calmatoare făcute din carosabil, cu trecere de peatoni peste acele calmatoare, deci vor fi 6 sensuri giratoare, deci aproape la fiecare intersecție majoră este un sens girator. Da, unii spuneau că acele sensuri o să îngreuneze circulația. Nu e adevărat. Uitați-vă la intersecția de la unitatea militară, de la Ioniescu de la Brad, de când s-a dublat sensul giratoriu la 2 benzi, fluidizarea este continuă, deci nu mai stăm la acel ce cedează trecerea ca să intrăm în sensul giratoriu. Deci așa se va întâmpla și la noi. Consider că e o investiție și dacă nu profităm de ocazia asta, Consiliul Județean nu știu când va mai avea fonduri să facă, cu toate că se depune pe un proiect pe AFIR, dar din bugetul Consiliului Județean se suportă doar mutarea acelor stâlpi care susține linia de troleu. Deci eu zic că va fi benefic pentru localitatea noastră și pentru noi. Descărcarea de pe autostradă se va face de la kilometru 4 înainte de sensul giratoriu care se face acum descărcarea spre intersecția cu Sân Andreiu. Și atunci eu zic că problema traficului intens pe Dumbrăvița se va rezolva în totalitate.